Viața bate filmele cu proști. Un pensionar din Constanța a fost declarat mort și trebuie să demonstreze în instanță că nu e un cadavru. Până atunci, rămâne fără pensie și asigurări medicale și sociale. Bărbatul de 60 de ani a aflat recent că ar fi dat tortu popii. Mai mult, în certificatul de deces, numele așa zisului mort este scris greșit. Ion Faraonu, în loc de Ion Faraon. A fost chemat la primărie că aș ar fi trimis de la Arad certificat de deces pe numele meu și eu la Arad n-am fost decât acum 40 de ani. De atunci n-am mai fost la Arad. Un joc așa, m-a speriat un pic așa, dar știam că nu mor, sunt viu. Beleaua care a căzut peste capul bărbatului a pornit de la o confuzie. Un vechi prieten din Arad l-a confundat cu o persoană decedată care nu avea niciun act de identitate asupra sa. Trist este că situația s-ar putea repeta oricând pentru că autoritățile pasează vina de la una la alta și nu fac nimic. Concret, oamenii legii constată un deces, se mulțumesc cu mărturia unui singur martor și ulterior se spală pe mâini. Asta este din reacția primăriei Arad, cea care l-a băgat pe Constanțean în mormânt înainte de vreme. Actul de deces a fost întocmit de către serviciul stare civilă din cadrul primăriei municipiului Arad, urmarea solicitării lucrătorilor poliției municipiului Arad. Aceștia au constatat că o persoană decedată în municipiul Arad, într-o clădire dezafectată, este conform datelor furnizate de un martor numitul Faraon Ion. Datele de identificare din actul de deces au fost preluate din procesul verbal emis de organele de cercetare penală din cadrul Poliției Municipiului Arad. Reprezentanții Serviciului de Stare Civilă din cadrul Primăriei Municipiului Arad nu au competențe în stabilirea identității persoanelor decedate pe teritoriul Municipiului Arad, care nu posedă acte de identitate și au obligația să întocmească actul de deces în baza documentelor furnizate de organele de anchetă, au transmis reprezentanții Primăriei Arad polițiștii din Arad refuză să dea declarații, până se vor lămuri autoritățile pe unde scot cămașa. Ion Faraonu va apela la un avocat să ceară în instanță anularea certificatului de deces. Recent, un alt bărbat declarat mort a reușit să demonstreze în fața magistraților că este cât se poate de viu. Constantin Reliu din Vaslui plecase la muncă în Turcia în 1992, pentru că a rupt legătura cu familia, în 2013 soția lui i-a solicitat în instanță declararea decesului, ceea ce s-a și întâmplat. În 2016, la începutul acestui an, bărbatul din Vaslui s-a întors în țară, a aflat că este mort și a apelat la justiție.